Andreea Vlaicu a venit alături de noi cu informațiile despre vreme. Bună dimineața. I-am zâmbit și ceva mai devreme, Andreea, sper că ai sesizat. Un zâmbet așa timid. Bună dimineața și bun găsit tuturor. N-am sesizat, dar mă bucur. Știai tu ceva, știai că vin cu vești exact bune. Avem parte de câteva zile cu temperaturi mult mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă. Se simte încă de la această oră. Temperaturile în acest moment sunt încadrate între 5 și 20 de grade. Cel mai rece este la întorsura Buzăului, cel mai cald este la Mahmudia. În capitală sunt 13 grade, la fel și la Iași, cam 11 la Sibiu și aceeași temperatură se înregistrează și în Baia Mare. Vă spuneam că vremea este deosebit de caldă pentru data la care ne aflăm, cel puțin în sudul și sud-estul țării, unde maximele vor ajunge undeva la 29 de grade și nu se va răci până cel puțin la finalul acestei săptămâni. Spre final, maximele vor fi încadrate cam între 17 și 24-25 de grade Celsius. Prin urmare, la nivelul întregii țări, valorile termice sunt mai ridicate decât ar fi normal, iată, aproape la finalul lunii octombrie. Nu vorbim despre ploi, este posibil ca izolat să cadă câțiva stropi de ploaie pe crestele Carpaților Oriental și prin nordul Moldovei, acolo unde și vântul va avea ceva intensificări, spun meteorologii. De asemenea, și prin zona Dobrogei este posibil să plouă slab astăzi. Vor fi 27 de grade la Drobeta și la Craiova, 21 la Sibiu și Brașov, cam 19 grade la Cluj-Napoca, iar în capitală o zi cu temperatură aproape de vară, aș spune, 28 de grade în termometre, se anunță o zi tare frumoasă ca aspect. De fapt, o săptămână frumoasă aici în București și caldă. Iată, joi la amiază maximele ajung tot undeva la 25-26 de grade și pe weekend se anunță la fel vreme deosebit de plăcută aici în București. Nici la munte nu este foarte frig, 15-16 grade maxima de pe Valea Prahovei, însă la munte este posibil ca vremea să devină ușor instabilă astăzi. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți alături de Antena 3 CNN.